Cuviosul Paisie Aghioritul, Cuvinte duhovnicești, volumul 1, cu durere și dragoste pentru omul contemporan. Capitolul 1. Păcatul a devenit modă. Părinte, ați spus cuiva că va fi război? Așa am auzit. Este adevărat? Eu nu spun nimic, iar lumea spune ce vrea. Chiar de a ști ceva, unde s-o spun? Părinte, ce lucru barbar este războiul? Dacă oamenii n-ar avea această noblețe a păcatului, n-am fi ajuns la acest lucru barbar. Mai barbar lucru este catastrofa morală. Oamenii se deosebesc sufletește și trupește. Cineva îmi spunea, se spune despre Atena că este junglă, dar nimeni nu pleacă de acolo. Toți se numesc junglă și cu toate acestea toți se adună acolo, în junglă. Cum au devenit oamenii? Ca animalele. Știți ce fac animalele? La început intră în graj, se balegă, urinează. După aceea bălegarul începe să fermenteze. De îndată ce începe să fermenteze, simt o căldură și nu le lasă inima să plece din graj. Le place acolo. Tot astfel și oamenii simt căldura păcatului și de aceea nu-i lasă inima să plece. Își dau seama că miroase urât, dar nu-i lasă inima să plece din căldura aceea. Iată de va intra acum unul în grajd. Nu va putea suferi mirosul urât. Însă pe altul care stă mereu în grajd, nu-l mai deranjează mirosul, pentru că s-a obișnuit cu el. Părinte, unii spun, oare numai astăzi păcătuiește lumea? În Roma mai de mult, ce era? La urma urmei, în Roma erau închinători la idoli, iar cele pe care le spune apostolul Pavel erau pentru închinătorii la idoli care se botezaseră, dar care aveau obișnuințe rele. Să nu luăm drept pildă rabatul fiecărei epoci. Astăzi păcatul l-au făcut modă. Vezi neam ortodox și cum suntem, cu cât mai mult ceilalți. Și lucrul rău este că oamenii de azi, când păcatul a devenit modă, dacă văd pe unul că nu urmează curentul epocii, adică să nu păcătuiască, să fie puțin evlavios, îl numesc întârziat retrograd. Acești oameni consideră o jignire faptul de a nu păcătui, iar păcatul îl consideră progres. Iar aceasta este mai rău decât toate. Dacă oamenii de azi care trăiesc în păcat ar recunoaște cel puțin aceasta, Dumnezeu i-ar milui. Însă ei îndreptățesc cele nejustificabile și elogiază păcatul. Aceasta este și cea mai mare hulă împotriva Duhului Sfânt. Păcatul să-l considere progres și morala să o numească înapoiere. De aceea au mare răsplată, mare valoare cei care se nevoiesc în lume și își păstrează viața curată. Mai de mult, dacă unul era pervers sau bețiv, se rușina să iasă în piață, pentru că ar fi fost disprețuit. Dacă una călca puțin pe de alături, nu îndrăznea să iasă afară. Și aceasta era, într-un fel, o frână. Astăzi, dacă cineva este corect, dacă de pildă o fată trăiește cu evlavie, se spune, bre, unde trăiește asta? Și, în general, dacă mirenii făceau un păcat, sărmanii își simțeau păcătoșenia lor, își plecau puțin căpușorul lor și nu ironizau pe cel care trăia duhovnicește, ci dimpotrivă îl lăudau. Acum nici vinovăție nu simt, nici respect nu există. Le-au nivelat pe toate. Dacă unul nu trăiește lumește, își bat joc de el. Conștiința mustră. În Franța, cu toate că este stat avansat, nu este supradezvoltat de curând, 80.000 au devenit musulmani. De ce? Pentru că au făcut, din păcat, modă. Vezi bine că erau mustrați și au vrut să-și odihnească conștiința și, precum vechii elini, ca să-și îndreptățească patimile lor, au aflat pe cei 12 zei, tot astfel și aceștia au căutat să afle o religie care să le justifice patimile lor, ca să aibă odihnă în problema aceasta. Mahomedanismul îi servește într-un anumit fel. Le îngăduie să ia câte femei vor, le făgăduiește în cealaltă viață un munte de pilaf, un lac de iaurt, un râu de miere. Și orice păcate ar avea, dacă îi spală cu apă caldă când mor, se curățesc. Merg la Allah, curați. Ce altceva mai vor? Pe toate le-au la îndemână, dar francezii nu vor afla odihnă. Vor să-și odihnească cugetul, dar nu se vor odihni pentru că patimile nu se justifică. Orice ar face oamenii și fără simțire de ar fi, tot nu vor afla odihnă. Vor să justifice cele ce nu pot să se justifice. Însă lăuntric se chinuiesc, se sălbăticesc. De aceea caută distracții, aleargă la muzică, se îmbeată, privesc la televizor. Altfel spus, cască gura ca să uite de ei înșiși pentru că sunt mustrați de conștiință. Iar când dorm, crezi că se odihnesc? Există conștiință, vezi bine. Prima, Sfânta Scriptură pe care a dat-o Dumnezeu celor întâi ziviți, este conștiința.
iar noi acum purtăm fotocopia părinților noștri. Oricât și-ar călca cineva conștiința sa, ea tot îl mustră înăuntrul său, de aceea se spune, îl roade cariul. Da, nu este lucru mai dulce ca acela de a-și avea cineva conștiința odihnită. Simte aripi înăuntrul său, zboară. Depărtarea de Dumnezeu este iad. Nu mi-aduc aminte să fi trecut vreo zi fără mângâiere dumnezeiască. Uneori, atunci când oamenii sunt în concediu, mă simt rău și astfel pot să înțeleg cât de rău pot trăi cei mai mulți oameni nemângâiați pentru că sunt departe de Dumnezeu. Cu cât se îndepărtează cineva de Dumnezeu, cu atât lucrurile se complică mai mult. Se poate ca cineva să nu aibă nimic, dar dacă l-are pe Dumnezeu, nu mai dorește nimic. Acesta este adevărul. Iar dacă le are pe toate și nu l-are pe Dumnezeu, este chinuit înăuntrul său. De aceea fiecare pe cât poate să se apropie de Dumnezeu. Numai lângă Dumnezeu află omul bucuria cea adevărată și veșnică. O travă gustăm atunci când trăim departe de dulcele Iisus. Când omul din om vechi devine om nou, fiu de împărat, se hrănește cu desfătarea dumnezeiască, cu dulceața cerească și simte veselia paradisiacă. Simte încă de aici o parte din bucuria raiului. De la bucuria cea mică paradisiacă înaintează zilnic către cea mai mare și se întreabă dacă există ceva mai înaltă în rai decât cea pe care o trăiește aici. Starea în care trăiește este astfel încât nu poate face nicio lucrare, genunchii se topesc ca lumânările, de aceea dumnezeiască fierbințeală și dulceață, inima lui saltă și e gata să spargă pieptul ca să plece, pentru că pământul și lucrurile pământești îi se par lucruri zadarnice. La început omul avea comuniune cu Dumnezeu, însă după aceea, când s-a îndepărtat de harul lui Dumnezeu, era ca unul care după ce trăise în palat, s-a aflat pentru totdeauna afară din el. Îl vedea numai de departe și plângea. Precum copilul suferă când se depărtează de mama lui, tot așa și omul suferă și se chinuiește când se îndepărtează de Dumnezeu. Depărtarea omului de Dumnezeu este iad. Diavolul a izbutit să îndepărteze atât de mult pe oameni de Dumnezeu încât au ajuns la punctul să se închine la statui și să-și jertfească pe copiilor acestora. Înfricoșător! Și unde găsesc diavolii atâția zei? Zeul Hamos. Fie și numai numele să-l audă cineva, îi este de ajuns. Însă cel mai chinuit este diavolul pentru că este cel mai depărtat de Dumnezeu, de dragoste. Iar acolo unde pleacă dragostea, rămâne iadul. Potrivnica dragostei care este? Răutatea. Răutatea care este una cu chinuirea. Cel care este depărtat de Dumnezeu primește înrăurirea diavolească, în timp ce acela care este aproape de Dumnezeu primește harul dumnezeiesc. Cine are harul lui Dumnezeu îi se va mai adăuga, iar cel ce are puțin și îl disprețuiește îi se va lua și acesta. Harul lui Dumnezeu lipsește de la oamenii contemporani pentru că prin păcat alungă și puținul pe care îl au. Iar când pleacă harul dumnezeiesc, atunci toți diavolii se năpostesc înăuntrul omului. Potrivit cu îndepărtarea lor de Dumnezeu, oamenii simt mâhnire și în această viață, iar în cealaltă vor trăi mâhnirea cea veșnică. Pentru că încă din viața aceasta gustă cineva într-o oarecare măsură, potrivit cu cât trăiește el după voia lui Dumnezeu, o parte din bucuria raiului. Fie că vom trăi o parte a bucuriei raiului încă de aici și vom merge și noi în rai, fie vom trăi o parte a iadului și, Doamne ferește, vom merge în iad. Raiul este același lucru cu bunătatea, iar iadul este întotdeauna cu răutatea. Face cineva o facere de bine, simte bucurie. Face cineva o strâmbătate, suferă. Cu cât face mai mult bine, cu atât se bucură mai mult. Iar cu cât face mai mult rău, cu atât mai multă suferință aduce sufletului său. Hoțul simte bucurie? Nu simte nici de cum bucurie, în timp ce omul care face binele simte bucurie. Dacă află cineva ceva pe drum și îl ia, spunându-i că este a lui, nu va avea odihnă. Nu știe cui aparține, nici n-a nedreptățit pe cineva, nici nu-l fură și totuși nu află odihnă. Cu atât mai mult pătimește acesta atunci când îl fură. Chiar și atunci când cineva primește, nu simte bucuria ce o simte atunci când dă. Cum să simtă bucurie câtă vreme fură sau neîndreptățește? De aceea vezi ce fețe au și cum se schimonosesc oamenii care fac nedreptate. De la stăpânul la care lucrezi, de la acela vei lua și plată. Oamenii îndepărtați de Dumnezeu sunt mereu nemângâiați și de două ori chinuiți. Cel ce nu crede în Dumnezeu și în viața viitoare, pe lângă faptul că rămâne nemângâiat, își osândește și sufletul său veșnic. De la stăpânul la care lucrezi, de la acela vei lua și plată. Dacă lucrezi la stăpânul cel negru, îți face viața neagră încă de aici. Dacă lucrezi pentru păcat, vei fi plătit de diavolul. Dacă lucrezi pentru virtute, vei fi plătit de Hristos.
Și cu cât vei lucra mai mult pentru Hristos, cu atât vei străluci mai mult și te vei veseli, iar noi spunem, suntem proști să lucrăm pentru Hristos, însă aceasta este înfricoșător, să nu recunoaștem jertfa lui Hristos pentru om. Hristos a răstignit ca să ne elibereze de păcat, ca să curățească tot neamul omenesc. Ce a făcut Hristos pentru noi și ce facem noi pentru Hristos? Lumea vrea să păcătuiască, dar îl vrea și pe Dumnezeu să fie bun. El să ne ierte, iar noi să păcătuim. Noi adică să facem orice vrem, iar acela să ne ierte. Să ne ierte mereu, iar noi să ne vedem de treaba noastră. Oamenii nu cred, de aceea dau năvală la păcat. Tot răul de acolo începe, de la necredință. Nu cred în cealaltă viață și de aceea nu iau în considerare nimic. Ne îndreptățesc, își părăsesc copiii, se fac lucruri păcate grele. Nici sfinții părinți n-au prevăzut în sfintele canoane astfel de păcate. Precum a spus Dumnezeu despre Sodoma și Gomora, nu cred să se facă astfel de păcate. Să merg să văd. Dacă oamenii nu se vor pocăi, dacă nu se vor întoarce la Dumnezeu, își vor pierde viața cea veșnică. Omul trebuie ajutat să priceapă sensul cel mai profund al vieții, să-și revină ca să simtă mângâierea dumnezeiască. Scopul omului este și să urce duhovnicește, nu numai să nu păcătuiască.